O nouă deplasare primarie, nou sezon, la Oradea. Da. O deplasare destul de grea, ce am pățit anul trecut, din păcate, cred că și în această etapă vor fi probleme, în sensul că și anul trecut, greu de tot, am adus cei 4 jucători, cum știați și noastră, și acum avem probleme de a alcătui un prim 11, mai sunt jucători care sperăm să le legitimăm până la ora jocului. Sunt probleme medicale cu mulți dintre jucători și este o situație delicată privind, în privința lotului. Lotul nici numeric nu este, așa cum aș dori eu, dar nici valoric, pentru că, sincer vorbind, sunt 2-3 jucători care ar putea face pasul spre echipa mare, dar nu sunt pregătiți la acest nivel pentru divizia B. Mergem la o echipă bună, o echipă care a făcut un rezultat de calitate la Mioveni. Dar eu îmi doresc și un egal ar fi bun pentru noi, ținând cont de situația lotului, ținând cont de problemele care sunt în continuare la Unirea Albaia. Există șanse să fie legitimat Găldean până la meciul de sâmbătă? Da, depinde puțin de cartea verde. Dacă cartea verde sosește în timp util, atunci el va intra în lotul nostru, dar nu cred că va juca din primul minut, pentru că orice jucător are nevoie de perioadă de acomodare cu echipa și cu jocul oficial, ceea ce Găleanu încă nu are. Bucurica? Bucurica, din păcate, o nouă accidentare la gleznă. O recidivă l-a întors în mai veche, Mureșan probleme. Nu s-a întrebat Mureșan, 100% nu s-a întrebat Mândrușcă cu noi, 100%. Și suntem 11 buni de pe asta. Pascal? Pascal încă nu știu situația care este, din câte am înțeles, s-a plecat pe săptămâna viitoare, cum spune, pentru proces, ce să fie. Nu, e o situație destul de delicată, v-am mai spus, el, părerea mea că n-ar fi trebuit să procedeze așa, ar fi trebuit să aștepte până în iarnă. Dacă am dat o semnătură pe un contract, era bine să rămână, nu să ne lase înainte cu 48 de ore. N-ar fi pus într-o situație foarte, foarte delicată dacă nu am fi reușit să vină cei 3 jucători de la Cluj. El va face deplasarea la Oradea? Nu, nu. Nu are, pentru că este cu un litigiu cu clubul nostru. El își dorește să meargă la Târgu Mureș și acum să vedem dacă cei din conducerea administrativă vor cădea de comun acord cu cei de la Târgu Mureș. Cei de la Târgu Mureș îl doresc, el dorește să plece, atunci nu mai jucător cu forță nu poți să ții. Îl respect pe el ca și jucător, respectă ceea ce a făcut pentru noi în campionatul trecut, dar mergem înainte, să nu uităm. S-au retras jucători, s-au plecat jucători atât de la Națională, de la Divizia A, de la Unirea Albaia, jucători de valoare. Viața merge înainte, cu mine sau fără, sau cu Pascal, sau fără Pascal, sau fără mine. Orice merge înainte. În această dimineață am înțeles că a fost un mic dejun mai sărac, să zic așa, 3 felii de salam și 2 cremuși. Nu, mă leg de problema asta. No, salam. Micul dejun e ok. Deci, au fost ouă, a fost șuncă, a fost cremuși, nu putem să umflăm oricum. Problema cealaltă, alimentația de sportiv mă interesează. Și suntem departe de ceea ce înseamnă o alimentație pentru un sportiv de performanță. Aici intrând alimentația, vitaminizarea, o refacere bună și este și partea cealaltă, stimulentul, atât pentru primele joc, cât și salariul.